Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la știrile Partener TV! Împreună să urmărim titlurile celor mai importante știri Partener TV! Premierul Emil Boc a stabilit componența noului guvern după demisia miniștrilor Partidului Social Democrat. Socialdemocrații vor pune la punct toate problemele în cadrul Congresului Extraordinar al Alianței Partidului Social Democrat și Partidului Conservator. Directorii Partidului Social Democrat din fruntea instituțiilor deconcentrate își vor da demisia. Studenții dâmbovițeni se bucură de un loc în cămine. Accizele în anul 2010 se majorează cu 1,2%. Liberalii vor depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului Boc 2. Mămicile care se întorc la muncă înainte ca micuții să împlinească 2 ani primesc un supliment. Președintele României, Traian Băsescu, a semnat cererea de revocare a ministrului de interne, Dan Nica. În semn de solidaritate și ceilalți miniștri ai Partidului Social Democrat și-au depus demisiile. La scurt timp s-a stabilit și varianta de guvernare în care portofoliile Partidului Social Democrat au fost preluate cu titlu interimar de miniștrii Partidului Democrat Liberal. Ca urmare a revocării lui Dan Nica prin decret prezidențial din postul de vicepremier și ministru al administrației și internelor, miniștrii PSD și-au dat demisia din guvern. Premierul Emil Boc deja a anunțat componența noului guvern după demisia miniștrilor PSD. Emil Boc va asigura interimatul la Ministerul Educației. Vasile Blaga a fost numit interimar la Ministerul Administrației și Internelor. Cătălin Predoiu, actual ministru al Justiției, a fost numit interimar la Ministerul de Externe. Adrian Videanu, ministru al Economiei, la Ministerul Sănătății, Radu Berceanu, ministru al Transporturilor, la Ministerul Agriculturii, Gheorghe Pogea, ministru de Finanțe, la Ministerul Muncii, Gabriel Sandu, ministru al Comunicațiilor, la Ministerul pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, Luminița Plăcintă, ministru pentru Tineret și Sport, la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul. Șeful guvernului a precizat că interimatul va fi asigurat pe o perioadă de maximum 45 de zile și că Predoiu își pătrează calitatea de ministru independent în cadrul cabinetului. Congresul extraordinar al Alianței PSD plus PC se desfășoară la complexul Romairu din capitală și județul Dâmbovița este reprezentat de o delegație. Ieșirea Partidului Social Democrat de la guvernare la nivelul județului Dâmbovița atrage după sine și plecarea directorilor Partidului Social Democrat din fruntea instituțiilor deconcentrate. În primul rând, consecințele sunt previzibile. Tot ce înseamnă instituții deconcentrate unde noi avem oameni, sigur că ei vor pleca în aceste funcții, pentru că eu cred că în perioada imediat următoare, începând de azi, de mâine, pentru că nu au ce să mai caute în aceste funcții, având în vedere că noi nu mai suntem la guvernare. Dacă la nivel de țară locurile din cămin pentru studenți au reprezentat o mare problemă, la nivelul județului Dâmbovița oferta a acoperit cererea. Stăm destul de bine cu cazarea studenților, nu avem probleme, am fost pregătiți în timp. La 1 septembrie aproape toate căminele erau gata, echipate și vreau să vă spun că chiar s-au umplut cu studenți, deci atât cât am avut. Unele mici probleme avem pentru surpriza pe care ne-a oferit-o Ministerul Educației, respectiv cei ultimii 50 de studenți străini care ne-au fost repartizați. Ne bucurăm pentru ei și sunt convins că vom rezolva în următoarele 2-3 zile problemele privind repartizarea lor în căminele studențe. Anul viitor, accizele cresc cu 1,2%, chiar în ziua în care se lua cursul euro pentru a se calcula accizele aferente anului 2010, leul a pierdut cu 1,2% față de euro. Accizele, taxa auto și toate celelalte taxe sau impozite calculate în euro vor fi astfel cu 14,2% mai scumpe anul viitor, cursul Băncii Centrale Europene fiind de 4,26 lei pe euro față de cel de anul trecut de 3,73 lei pe euro. Concret, acciza la benzină va crește cu peste 1 leu pe litru, pe lista scumpirilor fiind și gazele naturale, energia electrică, alcoolul și țigările. Dacă leul și-ar fi menținut cotația de miercuri dinaintea ruperii coaliției, accizele ar fi crescut cu numai circa 13%.
Cum comentează dâmbovițenii majorarea accizelor, aflăm din următorul sondaj de opinie. Cum comentați faptul că din anul 2010 prețul accizelor se va majora? Nu-mi convine, mai ales că sunt și pensionară și e un lucru foarte rău. Practic nu-i de comentat. Din ce în ce mai rău. Se vor scumpi alimentele, se vor scumpi utilitățile, totul se va scumpi. Va fi mai rău. Părerea mea este că este o măsură îndreptată împotriva poporului, împotriva tuturor celor care contribuie cu ceva la bugetul statului. Deci este o măsură care, pe părerea mea, este neavenită și nu trebuie să se întâmple. Cum să comentezi? Este foarte greu, că și așa, din zi în zi, se scumpesc toate, nu ne mai ajungem, noi avem niște pensii amărâte și cred că nu convine la nimeni situația asta. Mămicile care se întorc la muncă mai devreme ca micuții să împlinească 2 ani primesc un stimulent. Mamele pot beneficia de stimulent, care este în valoare de 100 de lei, dacă depun cererea la primăria de domiciliu. Cererea trebuie depusă în termen de 30 de zile de la reluarea activității sau, în cazul în care depun după 30 de zile, dreptul va fi acordat de la data depunerii cererii. Partidul Național Liberal va iniția și va depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului Boc 2. Totodată, liberalii speră ca Partidul Social Democrat să susțină această moțiune. Partidul Național Liberal săptămâna viitoare se pregătește să introducă o moțiune de cenzură. Este o nouă provocare pe care partidul de opoziție, PNL, o lansează în această perioadă tensionată pentru toți românii. Suntem foarte curioși să vedem cine și asumă alături de noi această răspundere de îndepărtare a simulacrului de guvern pe care România l-a în această perioadă. Nu știu de ce se fuge de Parlament, de ce nu vine domnul Boc cu un guvern în fața Parlamentului, de ce nu-și propune domnul Boc să trimită oamenii cabinetului la comisiile de specialitate pentru a fi evaluați. Probabil că face parte din scenariul. Să recapitulăm titlurile celor mai importante știri Partener TV. Premierul Emil Boc a stabilit componența noului guvern după demisia miniștrilor Partidului Social Democrat. Socialdemocrații vor pune la punct toate problemele în cadrul Congresului Extraordinar al Alianței Partidului Social Democrat și Partidului Conservator. Directorii Partidului Social Democrat din fruntea instituțiilor deconcentrate își vor da demisia. Studenții dâmbovițeni se bucură de un loc în cămine. Accizele în anul 2010 se majorează cu 1,2%. Liberalii vor depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului Boc 2. Mămicile care se întorc la muncă înainte ca micuții să împlinească 2 ani primesc un supliment. Acestea au fost știrile Partener TV și nu uitați, suntem alături de dumneavoastră. Vă dorim în continuare o după-amiază plăcută. La revedere!